Următorul vorbitor este Cristina Pandrea. Ea se află la proiectul numărul 8 din manualul Competent Communicator, care are niște cerințe speciale pentru această ședință. Și anume, să se obișnuiască în a folosi recuzita, suportul vizual, PowerPoint sau orice alt fel de element vizual pe care poate să-l aducă pe scenă în susținerea mesajului său. Obiectivele sale vor fi ca aceste materiale care vin în susținerea mesajului său să fie folosite cât mai natural și să aducă un plus valoare acelui mesaj pe care dorește să-l transmită. Discursul său durează 7 minute și se intitulează Depășit de situație. Să o primim cu aplauze pe Cristina. Îmi trăiesc viața din plin, zi de zi, săptămână de săptămână. În fiecare dimineață, la ora 6:30, sunt la bazin, merg la 9. La 8, bat la ușa facultății. Jonglez între cursuri, pentru că sunt înscrisă la 2 specialități. Și când am terminat cu orele pe ziua respectivă, fug la lucru, pentru că mai și lucrez. Dacă e marți, e Toastmasters. Dacă e miercuri, sunt ore în particular. Dacă e joi, e zi de întâlniri cu clienții și dacă e vine, înseamnă că am rapoart de scris. Și să nu cumva să credeți că în weekend nu am nimic de făcut. Ba chiar am. Îmi recuperez cursurile și seminariile la care nu am reușit să merg în timpul săptămânii. Și pentru aceasta, haideți să vă arăt programul meu săptămânal. Aici este inclusă și noaptea pe care am făcut-o cu gri. Este destul de fadă, nu se întâmplă nimic. L-am vorbit foarte concret. Și până la toate acestea, să nu credeți că spațiile albe sunt albe. Că nu este adevărat. Am la îndemână întotdeauna acest telefon, plin de aplicații și de jocuri. Și am grijă să nu mă plictisesc nici odată. Ei bine, acesta ar fi fost discursul meu. Dacă nu aș fi citit un anume articol, în urmă cu câteva săptămâni. Și articolul respectiv se numea A spune că ești ocupat este o afirmație depășită. Lenea însă este o virtute rară și prețioasă. Cu alte cuvinte, cu toții suntem ocupați. Și eu, și tu, și toată lumea. În secolul 21 să spui că ești ocupat e ca și cum ai spune că nu ești mulțumit de sistemul politic din România. Serios? Nici nu. E de altă parte însă, lenea este o virtute rară și prețioasă și foarte puțin. Însușesc, se bucură de această lene. Mai mult, cei care se laudă că ar fi fost leneși, sunt sau cel puțin judecat, mai săracu. Vai de viața lui, cine știe ce va face la această. Primul gând când am citit acest articol a fost, stai un pic, adică nu mai am voie să mă laud că sunt ocupată, dar poate totuși sunt mai ocupată ca și celălalt. Sunt ocupată. Dar apoi mi-am adus aminte de o săptămână în care am fost leneșă like a pro. Și am înțeles cu adevărat ce vrea să zic acel articol. Treceam printr-o perioadă în care nimic nu mă mulțumea. Nimic nu era bine. Nu mâncam suficient de sănătos. Făceam suficient sport. Nu știam ce vreau să fac cu viața mea după ce voi termina facultatea. Nimic nu mergea cum trebuie. Nici măcar jobul nu mă mulțumea. După ce am încercat în mod rațional să-mi rezolv problemele, am renunțat și am zis, gata, știu care este soluția, mă refugiez în pat. Și timp de o săptămână, m-am lipit de patul ăla și de pijama. Nu am făcut nimic, nu m-am gândit la nimic. Să mănânc, să citesc, să lucrez, toate mari. Și săptămâna s-a terminat nici pe săptămâna mai bine. Toate lucrurile din viața mea au căpătat sens. Am hotărât că după ce voi termina facultatea,
voi duce la o noastră în Danemarca. Și mi-am dat seama că pot să colectez toate lucrurile pe care le-am făcut până atunci. Și cele din urmă, toate vor duce la această lege. Am găsit sens pentru următurile Toastmasters, am găsit sens pentru cele două specialități pe care le fac. Am găsit sens pentru locul de muncă pe care l-am. Toate mă vor ajuta într-un viitor să duc la bun sfârșit acest proiect. Și mai mult decât atât, după ce mi-am dat seama de acest lucru, mi-am dat seama că traiectoria mea în viață va căpăta cu totul alt sens pentru fac. Și nu aș fi reușit să fac acest lucru dacă nu aș fi relevit în mod bun. Și până la urmă am realizat că în acel articol nu era vorba despre lene la modul foarte literal vorbind. Era vorba despre odihnă. Pentru că avem nevoie de odihnă. Avem nevoie să alternăm în viața noastră momentele foarte ocupate cu cele de odihnă. Pentru cei extremiști dintre voi, o săptămână de stat în pat s-ar putea să vă ajute. Și rolul acestei odihne nu este să ne dea șansa să avem revelații puternice, să ne schimbăm viața, să luăm decizii radicale, ci este acolo doar să ne amintească că mai trebuie să ne ținem și viața din când. Și ca să mă bucur de acest moment, am adus camera și voi face un selfie. Tremură. Camera mea. Sfatul meu pentru voi este fiți ocupați, dar nu tot timpul. Mai lăsați răgați pentru momentele în care să simțiți că meritați să fiți. Și fiți acolo, fiecare. E adevărat, sunt multe momente în care mă uit în oglindă sau merg pe stradă într-o viteză extraordinară și mă întreb retoric, Cristina, mai poți? Și de fiecare dată zic că, da, mai pot. Și nu-i răspunsul bun. Răspunsul bun este să ai curaj să te uiți în oglindă și să zici, nu, nu mai pot, e timpul să iau o pauză. Dacă vei vedea un om pe stradă care îți va zice, da, am luat o pauză, azi am stat și am fluierat, pagubă toată ziua, bucură-te pentru el. Știe de ce face asta. Sau cel puțin dacă nu știe, într-o zi va avea.